Bună ziua, dragii noștri! Bun venit la un nou interviu din seria Blue Generation Project. Acesta este un proiect finanțat de EEA și Norway Grants Fund for Youth Employment. Proiectul Blue Generation este inițiat de Asociația Team for Excellence din Constanța, România, alături de un consorțiu internațional de 12 instituții, având ca scop ghidarea tinerilor pentru o carieră sustenabilă într-una dintre sectoarele economiei albastre, fie turismul costier, fie acvacultură, energia mărilor și oceanelor, despre care, iată, chiar vom vorbi astăzi, biotehnologia marină, construcții de nave, piscicultură și, nu în ultimul rând, transportul maritim. Îl avem alături de noi astăzi pe domnul Ștefan Bogu. Bună ziua, Ștefan! Bună, Cristina! Dacă ne poți spune... Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. O să mă prezint pe scurt ascultătorilor noștri. Mă numesc Ștefan Bugu. Așa, ca să merg puțin în urmă, m-am născut în Mangalia și am crescut acolo. Iar după finalizarea liceului am venit la Constanța și am urmat cursurile Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ovidius, cu specializarea tranzacții internaționale. Azi lucrez pentru o companie românească care își are sediu central în portul Constanța și desfășoară nenumărate activități, printre care... Și o să vă menționez de ultimul nostru proiect și cel mai recent, care este în derulare. Construim platforme plutitoare pentru instalarea eolienelor și e un lucru foarte, foarte interesant aici și foarte practic ca aceste eoliene să fie instalate pe aceste platforme plutitoare, deoarece le poți muta oricând dorești ca să obții randamentul cel mai bun. Bine, în funcție de prognozele meteo și de vânt, dar pot fi mutate ușor și atunci maximizezi foarte, foarte ușor efectele pe care le urmărești. Aș vrea să mai menționez, Cristina, faptul că în trecutul meu am avut o experiență impresionantă și am lucrat 3 ani de zile pe vase de croazieră și cred că merită menționat ascultătorilor noștri pentru că, nu știu, poate le trezește interesul sau poate cumva are un impact, nu știu, inspirațional și motivațional să pășească în această aventură, experiență, pentru că își lasă casa practic de la uscat și pășesc la bordul unei nave de pasageri. Pentru mine a fost o experiență care mi-a schimbat viața și ca să vă dau așa câteva exemple, cumva descătușat latura mea socială acolo. Pentru că imaginați-vă o navă de pasageri, cumva poate fi asemuită cu un oraș plutitor. Ea cumva, navele cele mari acomodează, pot primi la bord în jur de 5500 de pasageri, iar personalul în spate, pentru ca să le ofere acestor pasageri o vacanță de neuitat, sunt și ei într-un număr impresionant, peste 3000. Să zic, deci se poate ajunge la 9000 de persoane la bord și este multicultural acolo, adică sunt zeci sute de culturi, de etnii și cu toate intri în contact sau cu o mare parte din ele, să zic, și atunci tu culegi de la fiecare câte ceva nou și atunci tu te dezvolți și tu îți extinzi orizontul de cunoștințe într-un mod
plăcut, pentru că interacțiunea cu oamenii, toți care sunt acolo, sunt dornici să fie acolo și toți zâmbesc și atunci tu absorbi aceste cunoștințe într-un mod plăcut și fără să-ți dai seama, adică nu e niciun efort acolo și lucrul ăsta cred că e cel mai bine de căutat, adică să fii într-un loc în care absorbi cu entuziasm lucruri noi. Da, a fost ceva memorabil că am făcut parte din această experiență și că am ales să fac asta. Am lucrat în vânzări acolo. Practic este o industrie hotelieră, este clar, dar pe lângă, nu știu, restaurante, gastronomie, hotel, mai sunt și alte activități de divertisment la bord, chiar și artă poți să găsești acolo. Noi eram în vânzări, sunt câteva buticuri la bord și eu făceam parte din echipa care aștepta pasagerii acolo. Am lucrat cu ceasuri și bijuterii și mi-a plăcut foarte mult, am devenit specialist în aceste două categorii. Și în viața de zi cu zi acolo întâlneam nenumărați pasageri care erau dornici să spună povestea și să-i asculți activ, să le înțelegi dorințele și nevoile. Și da, cum v-am zis, mi-a schimbat perspectiva și modul meu de a gândi. Am devenit mai empatic, ceea ce îmi doream, dar mai am de lucrat aici. Ca să vă dau, nu știu, și alte exemple, nu știu, sunt mult mai atent acum la reacțiile interlocutorului meu și cred că mă pot adapta în timp real la discuție printr-o ascultare activă și așa, adică cred că e foarte important lucrul acesta. Deci, cu alte cuvinte, experiența la bordul navei, experiența într-un echipaj multinațional și faptul că ai reușit să intri în contact nu doar cu oameni, ci și cu experiențe diverse, te-a ajutat să-ți construiești personalitatea și să te dezvolți personal, nu doar profesional, și să devii o persoană mult mai empatică și pregătită pentru orice are o societate și viața de oferit, ceea ce este un lucru extraordinar. Fantastic! Și toate astea le-am făcut cu distracție, cu entuziasm, cu zâmbet, adică n-a fost practic, nu știu, mergeam la cursuri, trebuia să mă trezesc dimineața, era ceva bine, era programul și erau îndatoririle fiecăruia acolo să-și aducă contribuția cu sarcinile de lucru, dar venea și ca o, în ghilimele să zic, joacă, dar era și distractiv, adică și pe lângă lucrurile care se întâmplă la bordul navei, există și timp liber în afară, pentru că navele ele la un moment dat ajung în porturi, ceea ce și pasagerii abia așteaptă să vadă locuri noi și să descopere. La fel și noi puteam ieși în diverse porturi și când zic diverse sunt nenumărate, adică vorbim de diferite continente, putem să discutăm, adică poți să vezi întreaga lume și să călătorești și în același timp să și muncești și practic tu nu susții financiar neapărat deplasările pentru că tu ești acolo. Da, și e foarte, 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 foarte tare. Adică să poți să vezi, nu știu, Noua Zeelandă, nu știu, Tasmania, poate ți se pare când ceva greu de atins, dar se poate face dacă cumva intri în această experiență. La bordul navei aveați și posibilitatea să mâncați gratuit? Da, acestea erau incluse ca și beneficiu în pachet, adică cazarea și mâncarea erau asigurate. Bineînțeles că puteai să folosești echipamentele de la bord pentru spălarea hainelor,
ca să fii, să fii îngrijit pentru job și pentru tine personal. Plus, cabinetul medical era deschis oricând pentru intervenții minore. Altfel erau alte proceduri. E clar că ești, odată ce pășești acolo, ești cumva ocrotit. Nu ești lăsat cu siguranță, nu știu, la o parte sau ești ascultat. Foarte important, deoarece sunt multe culturi acolo și e diferit. Adică la un moment dat eu am stat cu o persoană de cultură religie musulmană și puțin a fost diferit. Seara îmi doream totuși să consum o bere, să zic, poate în cabină sau așa. El nu prea agrea acest lucru și atunci trebuie să asculți și cumva să găsești calea de mijloc. Deci toți trebuie să fie fericiți, adică sau toți trebuie să aibă un mediu plăcut. Și atunci fiecare este cumva ascultat. Oricine are la orice moment are posibilitatea, chiar și anonimă, să depună o plângere și atunci ea cu siguranță va fi luată în seamă. Așa că oricine ar fi este bine ocrotit, să zic, e ascultat. Am înțeles. Câți ani ai navigat pe nave de pasageri? 3 ani de zile au fost. A fost o experiență între 2016 și 2019. Și după aceea m-am oprit cumva înaintea pandemiei și a fost, până s-a dovedit că a fost o decizie înțeleaptă, pentru că ar fi fost mai anevoios cumva să deplasarea în acele timpuri ca să te întorci acasă și totul s-a oprit. Atunci a fost un stop. Da, și da, am fost inspirat sau probabil, nu știu, așa am avut șansa să mă opresc înainte de pandemie. Am înțeles. Bun, și acum, după această experiență deosebit de utilă pentru dezvoltare, și anume experiența de a naviga pe mare, pe o navă de pasageri, care a fost pasul următor în evoluția ta profesională? La această companie la care lucrez, cred că sunt 11 ani deja de când lucrez aici. Și eu am cumva, fiind o dorință arzătoare a mea să și călătoresc un pic, cumva le-am propus așa, ca să devin puțin inactiv o perioadă, dar să rămân în echipă și în vacanțele mele, când mă întorceam acasă pentru o lună jumate, veneam la birou și continuam lucrul. Adică eu n-am părăsit compania la care activez acum nici cum în perioada în care am navigat. Adică am avut și înțelegerea lor și după care m-au primit, adică n-am plecat, am fost mereu cu ei și așa că nu mi-a fost greu după ce am terminat această experiență cu vasele ca să o iau de la capăt sau cumva să mă gândesc ce voi face. Eu practic am reluat ce făceam înainte. Am înțeles. Ce poți să ne spui despre energia offshore, despre energia eoliană care poate fi obținută în largul mării? Wow! Păi, acest subiect este de mare actualitate și e clar că necesită o mare atenție. Direcția este pentru a elimina emisiile de dioxid de carbon din atmosferă și de a deveni cumva independenți față de combustibilii fosili. Și astfel direcția este ca să pe viitor să avem să accesăm foarte mult, să zic, energia acumulată din vânt, din soare, și astfel se construiesc parcuri eoliene și în plus chiar și ferme fotovoltaice, nu știu cum se cheamă, deci sunt parcuri fotovoltaice imense. China, bineînțeles, este liderul, urmat de Statele Unite și ușor celelalte țări le urmează exemplul.
Este și acest termen de 2035, când practic nu se mai pot comercializa mașini pe combustie fosilă în Uniunea Europeană. Și atunci se văd semnalele că aceasta este direcția și cumva, nu știu, să se restabilească puțin, nu știu, relația cu natura. Ceea ce înseamnă că există o oportunitate foarte mare de a își găsi tinerii joburi și cariere în acest domeniu, domeniul industriei energiei eoliene obținute din largul mării. Dacă ne poți spune, în Marea Neagră există acum deja eoliene care sunt exploatate? Pe mare încă nu sunt. Noi suntem adică compania la care lucrez este în discuții avansate să construiască chiar și postamenți fixi pe care să se instaleze eolienele. Noi avem cam tot mediul este favorabil, adică noi avem vânturi puternice aici și am putea să luăm să avem avantajul acesta. Așa că vom auzi mult mai mult despre acest domeniu și despre proiecte care sper să treacă și la fapte și să le și vedem în realitate, mai presus de nivelul discuțiilor. Da, cu siguranță se va accelera și va fi tracțiune aici în domeniul acesta, cu siguranță. Am înțeles. În prezent lucrezi în domeniul cost control. Da. Deci eu practic fac parte din echipa de control financiar, care ea se asigură, mai bine zis, de îndeplinirea proiectelor conform planului, ca și timp, dar și încadrarea costurilor în bugetul alocat. Deci eu sunt un finanțist, să zic așa, îmi plac cifrele, mi-au plăcut de mic și sunt o rotiță din toată echipa care practic dezvoltă un asemenea proiect. E foarte important ca și el să fie nu neapărat profitabil totuși și să poată să genereze și alte proiecte în viitor. Dacă ne poți povesti cum se desfășoară o zi de muncă normală în meseria pe care o ai. Sigur, sigur că da. Mă bucur că fac parte în primul rând, că fac parte dintr-o echipă cu care nu știu, descoperim mereu lucruri sau găsim soluțiile de care avem nevoie împreună. E clar că suntem alocați pe proiecte în echipă și atunci urmărim conform planului pe care l-am stabilit înaintea începerii proiectului și urmărim zi de zi cum decurg lucrările și punem mare accent pe variații în cazul în care depășim, nu știu, un termen stabilit sau chiar și cumva apar niște costuri neașteptate, atunci noi le analizăm și încercăm să redresăm sau să îmbunătățim situația în scurt timp pentru ca aceasta să nu ia amploare. Și deci asta, în primul rând, trebuie să fim atenți, să ne încadrăm cam în planul inițial, iar dacă nu se întâmplă asta, că mereu nu se întâmplă sau mereu apar lucruri chiar și neprevăzute, atunci să găsim soluțiile cele mai bune pentru a redresa situația și a continua spre finalizarea de succes a proiectului. Dacă ne poți spune, ce alte departamente mai sunt în această zonă de construcție offshore?
E clar că e atât de extinsă echipa și voi menționa câteva departamente care sunt cu impact major în îndeplinirea unui proiect de o asemenea anvergură. E clar că e partea de, în prima fază, de inginerie cu care se începe un astfel de proiect, după care trecem la partea de achiziții și după aceea echipa operațională tehnică, care urmărește în paralel cu cea de control financiar, și bineînțeles partea de management, care supervizează toată echipa. Pentru că ai menționat de partea operațională, dacă ne poți da exemplu de câteva operațiuni, astfel încât să înțeleagă și tinerii pas cu pas cum se poate construi o... Da, sigur că da. Sigur că da. De exemplu, compania la care lucrez deține un șantier în care pur și simplu partea brută a materialelor, adică tablele, țevile și așa, ajung în șantier. E clar că acolo acestea se pregătesc, măsoară și ansamblează la cotele, bineînțeles, necesare și respectând toate planurile. Deci, practic, acolo se sablează, se sudează, se vopsesc piesele în așa fel încât la final o să vedeți ceva, produsul finit, care arată impresionant. Adică ele au dimensiuni enorme, adică poate nu se înțelege scara, dar probabil că, nu știu, au, nu știu exact, dar sunt de dimensiuni mari, nu știu exact dimensiunea să vă comunic. Da, am avut, așa ca exemplu ca să înțeleagă tinerii, am avut ocazia să urc pe o macara plutitoare de aproximativ 40 de metri, adică să urci undeva la, să spun, cred că 5, cel puțin 5 etaje de bloc, dacă nu chiar și mai mult, și de sus să poți să ai o privire de ansamblu asupra operațiunilor. Este într-adevăr un lucru fantastic și, într-adevăr, privești altfel atât în jur, dar și asupra ta, și îți dai seama cât de important este lucrul pe care îl faci și jobul pe care îl faci. Cu siguranță, cu siguranță. Se întâmplă lucrul la nivel grandios, așa, când poți să vezi ce poate să iasă din efort și din în timp. Adică ne gândim la construcțiile de nave, până la urmă revin la pasageri, adică ca să construiești acea navă de pasageri de 350 de metri lungime și vreo 65 de metri lățime, ea are undeva 12 niveluri deasupra mării și alte câteva de dedesubt. Adică vă dați seama ce efort și e impresionant. Adică eu am acasă chiar și un suvenir, o navă din aceasta, că așa în nostalgia vremurilor trecute, și rămân impresionat mereu, chiar și când văd acea machetă. Într-adevăr, interviul nostru se apropie de final și te invităm, Ștefan, să adresezi un mesaj direct ascultătorilor noștri. Ei reprezintă tânăra generație, ei poate sunt în momentul acesta indeciși, poate încă nu au luat în calcul și nu și-au dat seama că există o varietate atât de diversă de meserii în sectorul economiei albastre. Dacă le poți adresa un îndemn, astfel încât să îndrăznească, să-și deschidă perspectivele și să urmeze atât educația cât și o carieră în albastră, o carieră în domeniu. Sigur, sigur, Cristina. Eu, din experiența mea așa de până acum, cel mai important lucru e să începi, așa că acționați așa și testați ce funcționează pentru voi, dar ca o reflexie așa la ce am discutat și la experiențele mele pe care le-am prezentat, sper să aibă un impact
inspirațional, spun din nou, și motivațional, ca ei să îndrăznească, să pășească, să-și lase casa și să pășească, nu știu, pe o navă de croazieră, pentru că vor avea niște experiențe pe care nu le vor uita și vor și contribui la niște amintiri memorabile așa pentru pasagerii care vin acolo în vacanța lor mult visată. Și e o industrie hotelieră și, până la urmă, e o industrie care creează amintiri și ei vor lua parte la asta. Și eu încurajez să facă lucrul ăsta și vor vedea ei după dacă li se potrivește sau nu, dar să acceseze totuși, adică go for it or just do it. Da, și mai cu seamă, spun eu, să țină cont și de noile perspective care urmează în Marea Neagră. Deci avem, nu? Avem speranțe, le spun că în viitorul cât mai apropiat să avem acele ferme de eoliene care să funcționeze. Cu siguranță, cu siguranță, Cristina. Asta e direcția. Și Marea acum, dacă luăm în calcul, nu știu, globul pământesc are undeva uscat 30%, 70% apă. Adică ar trebui fructificată cumva și mai ales că nu e deloc aglomerată, așa că putem să plantăm acolo. Da. Mulțumim foarte mult pentru interviu și mult succes în tot ceea ce vă propuneți și în ceea ce faceți. Mulțumesc, mulțumesc mult, Cristina, mulțumesc pentru invitație.